Incidentul s-a petrecut ieri spre seară. În șalupă erau trei bărbați și un copil de 9 ani. Motorul embarcațiunii nu mai pornea, așa că oamenii au hotărât să anunțe autoritățile. Polițiștii de frontieră marinari au intervenit imediat. În scurt timp, asistați de oamenii legii, bărbații au reușit repornirea motorului și a pompei de scoatere a apei din embarcațiune, fiind însoțiți de echipajul poliției de frontieră până au ajuns în siguranță în portul Tomis.